Aș începe vorbind un pic despre mascații lui Frunză Verde, un personaj principal al epocii noastre. Sorin Frunză Verde, născut la Bocșa, în județul Caraș-Severin, și care este denumit Ayatollahul Banatului. Așadar, un georgică cornul la cub. Procurorii DNA au descins în această dimineață taman în sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, la Reșița, adică, și la locuința lui Sorin Frunză Verde, însă degeaba. Liderul liberal a declarat că perchezițiile vizează turul 2 al alegerilor prezidențiale, dar n-a precizat din ce țară. El a mai spus că n-are de ce să-i fie teamă, cu atât mai mult cu cât în turul 2 Klaus Iohannis a obținut în Caraș-Severin un scor inferior celui obținut la nivel național. E, uite cât de scrupuloși sunt oamenii noștri politici atunci când nu mai au de ales. Vedeți? Ce repede fac ei niște bilanțuri cutremurătoare, asta e ca în televiziune, atunci când te lauzi că tu ai un rating mai mare decât media postului. Exact așa face și Frunză Verde. Cum adică n-ai ce să-ți reproșezi atâta timp cât în Caraș-Severin Iohannis a obținut un scor inferior celui obținut la nivel național? Pe asta nu înseamnă că n-ai furat. Sorin Frunză Verde de negăsit așadar, dacă a plecat cu Walter în Cuba. Sau poate s-au desprins la un moment dat și unul a plecat în Cuba și altul la Miami. Dar nici la sediul Consiliului Județean, spuneam, nici la el acasă, în viloc, practic pe nicăieri n-a fost găsit. Asta pentru că era la Băile Herculane, unde avea loc o întâlnire cu primarii și secretarii din județ. Bun, era la Băile Herculane, asta nu exclude faptul că ar putea să fie și în Cuba. Era la Băile Herculane. Observați nuanța acum. Așa. El se declară, bineînțeles, nevinovat. Nu înțeleg ce puteam face penal la alegeri. Cum puteam eu să influențez voturi? Cât despre presiuni asupra primarilor, despre ce presiuni vorbim? Cum puteam eu să-i presez? Dându-le fonduri? Ce fonduri, din moment ce Consiliul Județean nu mai împarte bani la primării? E, uite, un set de întrebări pe care puteam și noi să-l formulăm în numele oricărui politician, ba poate chiar că această mirare din dreptul sau din capătul fiecărei expresii este într-adevăr antologică. Până la urmă chiar așa. Care fonduri, care presiune, care furt, atâta doar că n-ar putea să justifice niște lucruri ușoare aflate în preajma Sorin Frunză Verde. Că altfel, în rest, sigur că și noi ne-am pune aceleași întrebări ca și el, dacă, de exemplu, ar locui într-o cutie de sardine. Nu-i cazul.